Salut! Bine ai venit la un episod fresh. Eu sunt Slash. Înainte de a trece la următorul invitat, vreau să-ți amintesc că ai aici în dreapta sus toate celelalte episoade. Tot acolo și butonul de subscribe. Deci, bine, dacă ți-a plăcut, poți să dai și coment, poți să dai și like. Astăzi avem invitat un producător și DJ foarte mișto. Se numește Manuel Riva și e blană. Hai să vedem ce are Manuel Riva în studio. Salut, sunt Manuel Riva și acesta este studioul meu. Am să încerc să vă prezint tot ce am aici. Evident că majoritatea ideilor încep la microfon. Este un Telefunken AK-47 cu capsulă de U-47 originală. Un pop filter de la Ricoh. Din microfon intrăm în preampul de la Baie, care este o probabil cea mai bună clonă de Niv. Mai bună chiar decât Niv, între noi fie vorba. Din preamp, în funcție de cine cântă, cum cântă, în TubeTech. Aici am un compresor și un EQ de la TubeTech, versiunea modulară a lui CL1B și EQ-ul care este o clonă de Pultec. Sau, dacă nu se potrivește pe vocea celui care înregistrează, intrăm direct în distresor și apoi în computer. Am două plăci de sunete, am două computere care sunt în permanență sincronizate între ele. Un Mac Pro care stă aici și pe care lucrez când sunt în studio. Un MacBook Pro pe care lucrez atunci când merg în alte studiouri sau la sesiuni. Și tocmai de-aia am nevoie ca ele să fie în permanență sincronizate și ca tot ce fac pe unul să se reflecte identic pe celălalt. Acasă folosesc Apogee Quartetul și când merg în alte studiouri, UAD-ul Apollo Twin este quad și am și un satelit tot quad, deci suficientă putere pentru oricâte plugin-uri de la UAD ai nevoie, plugin-uri care recunosc că îmi plac la nebunie. Aici un Electron Analog 4, care iarăși e un synth pe care îl folosesc aproape la toate producțiile, îmi place foarte, foarte mult cum sună. Din coace un Moog Subsequent 37, de care iarăși mă folosesc cam la toate producțiile. În caz că vă sună cunoscut, așa a început, de exemplu, What Mama Said. În afară de cele două synth-uri, mai am aici Radical Technologies Delta, pe care l-am folosit iarăși în câteva dintre piese și dintr-o ambiție copilărească mi-am cumpărat un Behringer Model D, care este o clonă de Moog Mini Moog și care sună surprinzător de bine. Cam ăsta e hardware-ul. Monitoarele sunt de la Adam Audio, AOPTX. Îmi plac foarte mult, m-am obișnuit foarte mult cu sunetul lor. Nu cred că le-aș schimba atât de curând. Mai am aici un microfon conectat direct în placa Apollo, pentru atunci când am idei foarte rapide și pentru atunci când scriu și înregistrez direct în el, cu el ținut în mână. El are deja un pop filter incorporat, este un microfon de la Aston, se numește Origin, vi-l recomand cu mare căldură pentru că este unul din cele mai mari surprize la capitolul microfoane din ultimii ani. Trebuie să-ți vorbesc de asemenea și despre chitările mele. Am trei chitări, aici este un Gibson Les Paul Classic pe care folosesc foarte des. Mai am un Martin electroacustic care sună demențial și care are și o poveste la care țin foarte mult. Și am și un Fender Stratocaster, dar pe care îl folosesc foarte rar, mai mult așa de fan. Și care e semnat de băieții de la Bon Jovi. Manuel, am niște întrebări pentru tine. Ce DAW folosești? Ableton 11 în ultima vreme și Logic, dar din ce în ce mai puțin. Ce monitoare folosești? Adam Audio AOPTX. Dar dacă vrei să vorbim și despre monitor video, am un Apple Thunderbolt care cred că nu se mai fabrică de mulți ani. Încă mi se pare ok. Ce placă de sunet folosești? Apogee Quartet când sunt în studio și UAD Apollo Twin atunci când sunt în sesiuni sau în alte studiouri. Hai să vorbim de microfon. De cele mai multe ori înregistrez pe Telefunken AK-47 cu o capsulă de U-47 originală. Și când sunt în alte studiouri sau în hotel sau în sesiuni sau oriunde în altă parte, folosesc un Aston Origin. Și probabil că l-am omis chiar pe cel mai folosit, telefonul iPhone. De curând am înregistrat într-un mod complet neortodox, ca să zic așa. Am avut o sesiune online cu cineva și am înregistrat vocile efectiv
pe WhatsApp și așa le-am folosit în piesă. Sună absolut demențial, n-am mai fost nevoie să înregistrăm pe microfon. Îți spune două plugin-uri folosite des. Cred că cel mai des folosesc FabFilter EQ3, ca toată planeta probabil, și XFR Serum, cred că e al doilea. Care e ultimul cumpărat, ultimul plugin sau PST? Am cumpărat de curând plugin Doctor, o aplicație care îți arată ce face de fapt fiecare plugin cu adevărat. Așa, o aplicație pentru GIX. Care e primul synth fizic cumpărat? Primul synth a fost, cred că un Novation KS Rack, mă rog, împreună cu un Roland MC909 la pachet. Și ultimul? Cel mai nou, impropriu zis cumpărat, e Radical Technologies Delta, pe care l-am primit cadou de la cei de la Radical. Ce plugin sau synth ai în wishlist? Da, bună întrebare. Până la plugin sau synth, primul pe lista de wishlist este un scaun Aeron și de acolo nu mai contează. Ai vrea să deschizi ultimul proiect? Cred că da. Să zicem că am avut noroc, putea să fie ceva rău. Lucrez la albumul meu și asta va fi ultima piesă pe album. Îți mai amintești cel mai mișto gig? Da. E un loc în Ucraina, în Uzgorod, unde am fost de câteva ori, 3 sau 4 ori, și unde întotdeauna a fost ceva absolut special. Sigur, au fost multe locuri unde a fost fain, dar acolo chiar a fost ceva absolut special. Hai să vorbim de mix și master. De când mă știu, îmi fac singur mix și master. Am încercat de câteva ori să dau altcuiva, în special partea de mastering, dar de cele mai multe ori am ales ceea ce am făcut eu. Poate din subiectivism sau nu, dar până acum nu s-a prins nimic. Ce element e cel mai important într-o piesă? Beat-ul sau de melodie? Aș zice că melodia. Da, sunt sigur că melodia. În ce BPM lucrezi cel mai des? Anul ăsta am lucrat, cred că pe la 121-122, chiar 124 de câteva ori. Anii trecuți am avut câteva piese la 109, complet random, dar mi s-a părut mult mai ofertant așa și pentru partea de voce și pentru partea de percuție. Pe acolo, între. Când ești cel mai creativ, ziua sau noaptea? 4-5 dimineața, 5 de obicei. Cât de importantă este tratarea unui studio? E foarte importantă, dar în același timp cred că e mult mai important să te obișnuiești cu camera în care lucrezi. Mie personal nu-mi plac camerele moarte, cum se spune, cele antifonate 100%. Îmi place ca room-ul să aibă o mică culoare, dar iarăși trebuie să te obișnuiești cu asta și să știi exact și monitoarele, camera, plus că știi cum e, urechea se obișnuiește în rău întotdeauna. Deci sunt importante și pauzele. În ce gen muzical se încadrează producțiile tale? Mi-ar plăcea să spun house, mai generic muzică electronică, un pic de dance, pe acolo. Cred că e muzică electronică. Câte ore petreci în studio pe zi? Încerc să mă iau foarte în serios și să stau măcar 8 ore. Nu-mi iese întotdeauna pentru că încerc să petrec cât mai mult timp și cu familia, dar mă iau de obicei în serios și cred că ăsta e unul din motivele pentru care de multe ori mă trezesc la 4-5 dimineața pentru a reuși să lucrez înainte să intru în rolul de tată. Care e ultimul release lansat? Remixul meu pentru Maxim Laney Renaissance la Armada Music. Următorul? Următorul, din păcate, nu pot să ți-l spun. E o colaborare surpriză care o să iasă foarte curând. Ce platformă preferi, YouTube sau Spotify? Spotify. Și apropo de Spotify, la finalul anului am primit topul cu cele mai ascultate piese de către mine. Primele 5 piese erau Gașca Zurli. Ce muzică asculti în timpul liber? Tocmai ți-am răspuns. Nu, ascult, sunt curios de trenduri, evident, dar am câteva pe Spotify cu noutăți din zona electronică, ceva mai underground, pe care le ascult. Am de asemenea câțiva artiști pe care i-am descoperit și ascult cu regularitate.
dar de cele mai multe ori încerc să ascult ușor altceva decât ceea ce produc eu. De ce obiectiv dependent, în afară de telefon? Da, greu de răspuns. Evident că fără telefon mi-ar fi foarte greu să fac lucruri, dar dacă ar fi să nu luăm în calcul telefonul, cred că laptopul. Cum vezi industria de DJ în următorii 3 ani? Crezi că ar trebui schimbat ceva? Lucrurile evoluează deja de la sine. Evident că perioada asta, ultimul an și ceea ce se va întâmpla și în continuare, a adus o groază de semne de întrebare. Mulți au trecut pe online, mulți au încercat să schimbe chiar domeniul de activitate. Dincolo de asta, vezi foarte mulți DJ mari care se întorc la rădăcinile lor, la muzica mai puțin vandabilă, mai puțin mainstream, și cred că de fapt aici este lucrul fain, că cumva ascultătorii sunt redirecționați către muzica electronică aia fără prea multe limite, cu mesaj puternic, cu sunete deosebite și așa mai departe. De ce crezi că DJ-ii români nu se susțin? Eu cred că se susțin și cred că sunt deja făcute niște găști care se respectă, se susțin, se ajută și chiar colaborează. E adevărat că comparativ cu olandezii, să spunem, mai avem extrem de multe de învățat, dar mi se pare că suntem pe drumul cel bun. Apropo, dacă ai nevoie de sunete, preseturi, am câteva. Care ar fi etapele unui DJ la început de carieră? Ce ar trebui să facă, ce ar trebui să nu facă? Cred că cea mai mare greșeală pe care o poate face un muzician, un DJ, un producător, un songwriter, este să se autocenzureze. Trebuie să-ți lași creativitatea să zburde și totul se va întâmpla așa cum îți propui. Enumărăm câțiva artiști sau DJ care te inspiră și îi urmărești. Am început pe vremuri cu Dani Tenaglia, Axwell, pe care în continuare evident îi urmăresc. Îmi place foarte mult Armin van Buuren, dar mai mult pentru perseverența lui și pentru efortul și munca pe care o depune, decât pentru muzica în sine. Sunt foarte multe nume micuțe pe care le ascult. De curând am descoperit Cream, un duo din Scandinavia. Nu știu, sunt mulți și ar fi nedrept să chiar să dau nume, dar sunt o groază de artiști care merită să fie auziți și ascultați. Ce așteptări ai de la un manager? Care este rolul lui în cariera unui DJ? Cred că managerul este mai mult decât orice oglinda artistului în sine. Managerul nu poate face minuni de unul singur. Cred că el se motivează din motivația artistului și invers. E foarte greu să-ți găsești managerul pereche, ca să zic așa. Spre norocul meu, formez împreună cu Cristi Ochiu o echipă de care și eu și sunt sigur că și el suntem foarte mândri și ne dăm toată silința ca lucrurile să meargă în permanență pe un trend ascendent. Muncim foarte mult, suntem în continuare, eu consider că suntem în continuare la început de drum și asta face ca lucrurile să fie mereu fresh și să punem osul la treabă. Când ai apreciat să ai susținut un DJ sau un artist public? Ieri am avut norocul să am două sesiuni de writing și artistele cu care am lucrat, dincolo de faptul că ele sunt oricum super pricepute, au avut și o zi ieșită din comun, plină de creativitate și a trebuit să ne complimentăm maxim din tot sufletul, fiindcă ce am făcut a ieșit absolut demențial. Manuel, asta a fost întrebările. Mulțumim frumos! Și eu mulțumesc! Sunt Manuel Riva, acesta a fost studioul meu. Nu uitați să dați subscribe!